Socialdemocrații dâmbovițeni susțin că nu au nicio legătură cu fluturașii electorali, penalii răspândiți prin cartierele municipiului, prin care îi se aduc o serie de acuze primarului Boriga. Cu toate acestea, textul imprimat pe bucățelele de hârtie lucioasă, între noi fie vorba deloc ieftine, seamănă ca două picături de apă cu vorbele ieșite de-a lungul vremii din gurile primadonelor socialdemocrate. Coincidență sau nu, este purul adevăr. O altă coincidență despre care unele vă spun că nu ar fi deloc întâmplătoare este că personajele care au coordonat activitatea de denigrare a primarului ar fi destul de apropiate liderilor PSD Dâmbovița. La urechile unor jurnaliști locali a ajuns informația că este vorba despre unele personaje mai puțin prietene cu legea, dar prietene cu șeful socialdemocraților dâmbovițeni, Ion Stan, încă din timpul campaniei electorale din 2008. Chestionat în legătură cu această informație, numărul 2 în organizația partidului, senatorul Adrian Țuțuianu, a devenit brusc extrem de agitat. Este o întâmplare că acești indivizi au fost în gașcă cu domnul Stan la ITT în 2008? Nu știu cine sunt. Eu am primit un asemenea fluturaș la mașina mea, parcată în fața sediului PSD. N-aveți niciun fel de legătură. Eu v-am adresat o întrebare în conferință de presă. Aveți vreo legătură cu fluturașul? Iar el a răspuns că nu și... rugămintea este să întrebați altceva. Este o întâmplare că acești indivizi au fost în gașcă cu domnul Stan la ITT în 2008? Rugămintea este să întrebați altceva. Poate din cauza nervozității, fascinantul senator social-democrat nu a priceput întrebarea jurnaliștilor. Îi oferim posibilitatea să o asculte din nou și, cine știe, dacă domnia sa nu răspunde nici la reluare, poate aflăm răspunsul de la instituțiile abilitate. Ar fi interesant să aflăm dacă sursele jurnalistului au fost corecte. Este o întâmplare că acești indivizi au fost în gașcă cu domnul Stan la ITT în 2008? Rugămintea este să întrebați altceva. Este o întâmplare că acești indivizi au fost în gașcă cu domnul Stan la ITT în 2008? Rugămintea este să întrebați altceva.